Top Culinary Trends are un impact foarte mare în industria Horeca prin prisma faptului că adună la oaltă profesioniști și pasionați din domeniu. Ne aduce evenimente interesante. Îmi pare foarte rău că n-am ajuns la seminarul despre alergii, fiindcă mă interesa foarte tare subiectul ăsta. Și uite că e o ocazie pentru oamenii din industrie, dar și pentru cei care cochetează cu industria, de a afla informații noi, de a fi puși la curent cu cele mai noi trenduri din gastronomie și, bineînțeles, de a se informa. Mi s-a părut o experiență foarte bună pentru că dă ocazia să interacționăm cu colegii din industrie, cu clienții și cu mari jucători din piață. Și comunicarea, după cum am spus și în speech-ul meu, consider că este cel mai important pas către o evoluție corectă și cinstită pentru toată lumea. Mi-ar plăcea foarte mult ca în edițiile următoare Top Culinary Trends să aflu cât mai multe despre subiecte fierbinți ale gastronomiei, cum am vorbit astăzi despre fermentație, cum putem să aplicăm, spre exemplu, bucătăria moleculară în bucătăria de zi cu zi fără a face compromisuri la ingrediente și tehnici și îmbinarea discretă între bucătăria modernă și cea clasică.